Mergem mai departe, lovitură pentru bucureștenii care au lăsat cumpărăturile pentru masa tradițională de Paște pe ultima sută de metri. Nu se mai găsesc nici carne de miel, nici ficăței de pui la măcelăriile din incinta halelor obor din capitală. Acolo este și colega mea, Roana Rotaru. Roana, bună dimineața! Bun găsit! Comercianții din piața Obor spun că au rămas fără carne de miel și fără ficăței de pui încă de ieri după masa de la ora 2. Asta pentru că cererea pentru aceste produse a fost foarte mare anul acesta, raportat la ofertă. Mai mult decât atât, comercianții au cumpărat anul acesta cantități mai mici, au cumpărat mai puțină marfă de teamă să nu rămână cu produsele nevândute. Acum în galantare mai găsim doar carne de porc, carne de vițel sau carne de pui. Vă reamintesc că ieri aici, în piața Obor din capitală, se vindeau sute de kilograme de carne de miel pe oră, chiar dacă prețurile erau destul de piperate, în jur de 35 de lei pe kilogram în carcasă. Micii, regii zilei de 1 mai, se vând acum în piața Obor din capitală la prețuri cuprinse între 16 și 21 de lei pe kilogram. Cererea nu este însă foarte mare anul acesta, spun comercianții, asta pentru că în principal oamenii petrec mai mult timp pe acasă. Menționez că dacă totuși doriți să ajungeți în piața Obor din capitală, astăzi va fi o zi scurtă de lucru, adică comercianții spuneau că speră să tragă obloanele până cel târziu la ora 15. Roana.